Atenționez că vor fi trași la răspundere și cei care au publicat pe rețelele de socializare fragmente din subiectele propuse la probe sau soluții la ele. Aici mă refer la mass media, la site-uri, la posturi de televiziune și alte categorii de mass media. Ministerul Educației conlucrează activ cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice din cadrul Inspectoratului General al Poliției, fiind demarate acțiunile necesare în vedere sancționării făptașilor. Ulterior, când va fi finalizat procesul, vom reveni cu un raport detaliat. Cu certitudine, nu vom tolera frauda sub nici o formă. Însă chiar dacă s-au întâmplat unele incidente, aceste cazuri au fost unitare.